Covesi, reacție virulent la acuzaile ce ar fi primit bani de la Ghi, o minciună incalificabilă. Voi urma ceile legale. Fostul deputat Sebastian Ghic a precizat, miercuri, pentru Anetna 3, ce i-ar fi dat bani lui Florian Coldea acasă, ideal Aurei Codruca Covesi pentru ca aceasta să însublinierei cumpere o masă sublinierei în bani care nu ar mai fi fost returnați de procurorul sublinierei FNA. Anterior, jurnalistul Dan Andronic a scris în Eveze, ce Sebastian Ghic a povestit ce Laura Codruca Covesi a vrut să însublinierei cumpere o masă sublinierei în timp ce era la Bruxelles. Într-un răspuns pentru Antena 3, FADN a declarat, faptul ce am primit bani de la Sebastian Ghi este o minciună incalificabilă, prin urmare, în mod categoric, voi urma ceile legale.